se OPPC, bineînțeles, și... Da, și acum trebuie să plecați, nu? Mulțumim mult, mulțumim mult, vă pup. Liviu Taloi. Nu, dar... Atât? Nu, nimic, nu pot să... Am slăbit oameni, v-ați văzut? Da, de patru ani să zic asta. Sunt bine, da, în noua mea piele. Așteptăm să... Ți-ai schimbat și pielea? Mi-am schimbat și pielea, nu, mi-am schimbat pielea. Câte kilograme în ianuarie, de la 100-203 până acum la 80-23, vreo 20 kg, să zicem. Hai să zicem aici! Ok, hai să trecem la chestii mai serioase puțin decât slăbitul. Și o să-l rugăm pe Ionuț să fie topul de prezent. Da, da. Slide-ul ăsta așa începe cu... Văd eu puțin defocalizat sau? Nu, nu, e... Da. Consumatorii noștri sunt, sunt happy, știi? Oh, și vrem să fim și noi happy la fel ca și consumatorii noștri. Această prezentare va fi practic despre cum să-i facem happy pe consumatori și prin alte metode, nu doar prin servicii. Trebuie să mergem mai departe, deci tu ești pe... S-a dus până la final. Da, da, e regulă, nicio problemă. Hai, măi, nu, să fac o plică. Nicio problemă, da. Trebuie să ai grijă pe ce buton apeși. În rest, nicio problemă. Putem să stăm și peste chestia asta. Vom trece prin câteva elemente care veți vedea de parcurs oricum, deci putem să trecem peste ea. Trecem și peste chestia asta. Sper că știi despre mine două cuvinte. Dă înapoi măcar cine nu știe, să zicem, de când mă joc eu pe internet. Din ce perioadă imemorială mă joc eu pe net? Cam în anul 1995 mă joc pe net. La 2 ani de la lansarea netului oficial în România. Am ajutat mai multe magazine online, destul de multe aș putea zice, nu le mai țin numărul de cea vreme. Și acum am și un program de consultanță gratuită și ajut deja mult mai multe, de asta vă arăt la urmă. Ok. Ecuația comerțului online este foarte simplă. Și anume avem cifra de afaceri, este egal cu traficul, de mulțimea de rată de conversie, de înmulțit cu comanda medie. Această imagine pe ecran este pusă în așa fel încât să vă dau, să vă spun, că putem avea cel puțin 3 metode prin care să acționăm și să creștem cifra de afaceri. După cum știți, având 3 elemente în această ecuație, practic putem să acționăm pe toate cele 3 elemente. Da? Traficul este cel mai ușor de lucrat pe el. La plătim AdWords, plătim afiliere, plătim ce plătim, creștem traficul. Teoretic, creștem traficul, creștem ceva de afaceri. Practic, sigur, se poate întâmpla să scadă puțin rata de conversie dacă nu targetăm suficient de bine, să zicem, oamenii sau nu facem ceea ce trebuie să facem noi bine. Dacă crește rata de conversie, lucrăm, să zicem, puțin pe usability și în alte zone, atunci creștem procentul oamenilor care cumpără de pe site, care fac o anumită acțiune. E valabil și în alte cazuri, nu neapărat pe comerț online, da? Valabil și la site-urile care au doar un formular de cerere de oferte. Este fix același lucru. Da? Și se întâmplă, și despre asta vom vorbi puțin mai încolo pe celelalte slide-uri. Și la fel putem să creștem comanda medie, să zicem dacă facem mai bine cross-sell și up-sell. Pentru că știți ce înseamnă chestiile astea. Dăm produse complementare, produse similare la pagina de produs și multe alte lucruri de genul astfel încât să creștem numărul de produse de pe comandă sau să creștem valoarea comenzii, da? Și în momentul acela creștem valoarea medie a comenzii și atunci ecuația asta n-ar decât să crească. Traficul este cel mai scump, rata de conversie este o cheltuială suficient de bună, dar e mai lentă ca și rezultat. Comanda medie, la fel, are un ROI foarte, foarte bun. Next, te rog frumos. No, ne dorim toți să avem acest atucat. Rog lumea să vină, să apese pe buton, sunt pe lucrurile bune și trecem acum la câteva chestiuni legate de partea de ce se întâmplă nu neapărat după, dar ce se întâmplă pe site ca experiență de vizitare, experiență de cumpărare. O să vorbesc astăzi despre 5 chestiuni. Printre primele
chestiuni care le discut astăzi cu voi este publicarea diferențiatorilor pe site-ul vostru. Da? Ce faceți voi, ce faceți mai bine, astfel încât lumea să înțeleagă de ce trebuie să cumpere de la voi și de la alt client. Da? Este unul din lucrurile care mie mi se par cele mai importante, de aceea le-am pus pe acest slide ca fiind primul lucru. Hai să vedem câteva exemple, te rog frumos. Acesta e un exemplu de pe ASOS. Fetele probabil că îl știu, care cumpără de afară. Acolo avem bara de diferențiatori pe ASOS, mergem mai departe. Tamos este un client care vinde mobil online în România. Cifrele mari ajută deseori la creșterea încrederii în magazinul vostru online, în site-ul vostru. Nu doar aceste cifre mari, dar ideea este că ajută. Putem să mergem mai departe un pic. Și, spre exemplu, la Julie Dunn avem același lucru. Vorba de acea bară, mai stai puțin aici, acea bară de diferențiatori. Bara care se poate schimba funcție de sezon, care se poate schimba funcție de campania de marketing pe care o fac. Bară care poate să preia mesajul prin programarea de asta dată, care se trezește într-o campanie AdWords. Da? Și atunci, ce poate fi mai frumos pentru un user când intră din AdWords și se promite ceva, decât să vadă undeva mare pe toate paginile după aia, că îi se repetă aceeași promisiune. Nu intru în detalii pe chestia asta, cine a fost în 2010 la prezentarea lui Brian Eisenberg, a auzit cuvântul Follow the Scent. Citiți un video despre chestia asta, dacă nu vă explic eu poate cu altă ocazie. Hai să mergem puțin mai departe. Deci, în concluzie, mă ajută să răspund la acea întrebare. Cred că aș putea să folosesc pointer dacă mi-l dai. Eventual că laserul ăla cred că merge. Laserul merge. Ca să pot să arăt... merge. E slab așa ca mine. Da. Poate să fie, v-am zis, cu un conținut dinamic și ajută iarăși la social proof. Da? Nu stăm acum de vorbă despre, dar putem să împărțim vizitatorii în patru categorii și în funcție de aceste categorii să personalizăm acea bară. Mergem mai departe puțin la al doilea element, la culoarea de acțiune de pe un site. Action color, cea mai importantă culoare din site-ul vostru. Și pentru că este atât de importantă, această culoare trebuie folosită cât mai puțin. Da? Trebuie folosită cu foarte, foarte mare zgârcenie. Next. Și am să vă arăt un test, lasă-l așa. Un test care arată cât de bine se vede butonul de adaugă în coș. Da? Se cheamă testul cu blur. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar așa se cheamă acest test. Un coleg de breaslă, de pe forumul de comerț electronic de pe Facebook, a făcut un tool, nu știu dacă mai funcționează, dar funcționa, puneai un print screen. Mă rog, dădeai URL-ul și îți făcea un print screen cu acest blur pe el. Dacă nu, Photoshop-ul, eu am făcut cu PowerPoint asta. Deci, efectiv, în PowerPoint se poate pune blur. Deci, e foarte ușor să faceți asta. Acest test vă povestește că aici și primul ecran în zona... Asta e carpul online, dacă vă dați seama, vă zic eu. Aici se închide primul ecran, practic, aici la această dungă. Și în această zonă am două mari pete de culoare care au amândouă aceeași importanță grafică. Probabilitatea ca un user să apese pe adaugă în coș este egală cu 1 împărțit la numărul de acțiuni în acel site, din acea pagină. Logic. E ceva foarte simplu. Teoretic, aici reduc la cel puțin jumătate, să nu zic de 3 ori. Am 1, 2, 3. Deci aș putea avea 30% de probabilitate ca el să apese pe ce vreau eu să apes. Da. Pentru că nu am pus cum trebuie buton. Hai să dăm și varianta normală de pagină, ca să vedeți ce se întâmplă. Mergem mai departe, că am zis. Aici se întâmplă același lucru. Unde e butonul de adaugă în curs sau care este, de fapt, că bănuiți unde este, dar care este. Adaug un coș aici. Care? La roșu sau la galben? Oricum, ideea este că nici aici nu este extraordinar de bine, cum v-ați dat seama. Hai să dăm puțin la roșu este. Da, este aici butonul de cumpără, îl vedeți. Ce vreau să vă spun este că făcând acest simplu test, vă dați seama cât de bună este pagina voastră din acest punct de vedere. Atenție, da? Numai din acest punct de vedere, în ceea ce numește sigla.
Și sigla, dacă vă aduceți aminte la EMAG, aici avem albastru-roșu, aici avem albastru-roșu. Este bine să fie o culoare din siglă. Da? Agaugă-n-coș. Întotdeauna să rimeze sigla cu agaugă-n-coș. Se întâmplă și aici, dar mă rog. Next! Aici este un site care este destul de bun. Se vede destul de clar unde este adaugă-n-coș, parcă nu nimeni nu neagă unde s-ar putea afla. Însă, acea pată de culoare, care cred că este un ghid de mărim, pentru că poți să dai să vedem normal, ar putea fi făcută puțin mai neutru, astfel încât să fie mai bine contrastul în jurul butonului, da? Mai sunt câteva reguli de gard acest spațiu alb în jur, dar nu intru acum în detalii. Recapitulăm puțin. Testul cu blur, l-ați aflat și cred că e foarte simplu de folosit, nu cred că implică tehnologie super complicată. Prea multă găștrică, după cum v-am zis, și contează foarte mult amplasarea, sau se cheamă ea, mai compus așa, ierarhia vizuală. Da? A butoanelor din pagină. Cine a făcut design, văd designul, că știe. Poftim? Wireframe, dar nu neapărat, este logica de mărime, culoare, link sau nelink, sau buton sau nebuton. Deci se cheamă ierarhie vizuală, e un cuvânt destul de ok de făcut treaba asta. Next. Al treilea lucru de care vorbim astăzi, nu știu acum cu timpul cu spate, o să-mi zic că am dat genuț. De ce? De ce, în primul rând, un layout clasic? Pentru că obiceiul de cumpărat, obiceiul de vizitare a unui site, nu se formează, paradoxal, pe site-ul nostru. Ci pe cu totul alte site. Pentru că userul nu petrece foarte mult timp pe site-ul nostru. Userul va petrece foarte mult timp pe cu totul alte site. Din această cauză, el formându-și deja o opinie de cum îți arată un magazin online, cum arată un site, avem nevoie, uneori, să folosim un template, un layout cât de cât bătut în cuie. Putem inova, atenție, dacă suntem foarte atenți la niște reguli, bineînțeles. Nu zice nimeni că nu putem să facem cu totul ieșit din comun, ceva complet nou. Dar putem să facem. Uneori e chiar foarte bine. Next. Este un studiu. Link-ul este undeva acolo jos. Nu se vede chiar tot, că am avut o prezentare în 16:9. Și asta e în 4:3. Din cauza asta este acolo puțin trunchiat link-ul. Dar link-ul e funcțional pe prezentare. Ideea este că, da, ele sunt toate cam în aceeași zonă. Am pus o întrebare. Încă acest studiu este valid. Dacă cineva intră, poate să îl completeze. În schimb, am două landing page-uri separate. Pentru completarea landing page, pentru că sunt este alt landing page, ca să nu amestec una cu alta. Îi întreb pe oameni unde credeți că stă cel mai bine butonul de adaugă în coș. Sau unde stă, aici în caz de față, este contul meu. Da? Și observăm unde este locul lui. Toată lumea spune, multă lume spune de fapt, că locul lui My Account, contul meu, este în dreapta sus. Și în dreapta sus este și My Account, este și Help-ul, este și ce mai e acolo sus? Și contactul și parțial mijloc dreapta și coșul, mă rog? Parțial mijloc dreapta este și search-ul. Cred că l-am pus și pe search, iată dacă e acolo. Ăsta e search-ul, da? Câmpul de căutare a produselor intern. Da? Într-un magazin online, trebuie să fie mijloc, mijloc dreapta, mai mult decât mijloc stânga. Cel mai rău caz la mijloc, să zicem, da? Top. Bineînțeles că top. Sunt câteva clipuri și după în alte părți. De exemplu, dacă intrăm, n-am mai pus eu un alt print screen. Dacă intrăm după contact, contactul să-l găsim și sus și jos. Pentru că apare și sus și apare și pe footer jos. Și se vede chestia asta în aceste pătrățele. Deci, din această cauză este bine să ne uităm, să vedem că nu noi formăm obiceiul de navigare site-ul nostru, ci de fapt alte site-uri ne impun obiceiurile de navigare. Dar nu spun eu asta, ci userii o spun pur și simplu. Next. Adaugă în coș. Poți să dai, că e în regulă. Am să vă zic eu din vorbe ce am făcut aici. Este vorba despre o simulare de eye tracking. Sunt câteva tool-uri matematice care simulează un eye tracking. Cine știe ce e la eye tracking în primul rând? Ok. Pentru cine nu știe ce este eye tracking, este un sistem de măsurare al
traseului ochiului pe care îl face un om pe un orice, poate să fie site, dar poate să fie și un raft la un magazin offline. E același lucru. Se pune în dreptul monitorului o cameră, ca sunt două camere, că se uită în ambiul, da? Sunt două camere undeva ca o bară mică, ca și ar fi boxele acestui laptop aici. Nici nu-l vezi aproape, dispozitivul în sine. Se calibrează, bineînțeles, înainte, tot ce pui coțul stânga, sus, dreapta, jos, nu contează, se calibrează acel dispozitiv, după care nu mai ai nevoie să-l întrebi pe om dacă a înțeles ceva de pe acea pagină sau dacă a văzut ceva de pe acea pagină. Pentru că analiza care rezultă este foarte edificatoare. Sunt niște puncte care trebuie să se prime, este pupila lui care se mișcă, adică cum ar veni chiar ochi unde se uită, se văd cu cât stă mai mult pe o zonă, se cheamă că crește, am uitat cum, alea se numesc sacave, acele puncte roșii care le vedeți pe ecran, sacave apar cu o mică mai mare, funcție de timpul care îl petrece pe o zonă din, de pe ecran, și traseul ăsta se cheamă cale, cale ochi, oră. Ideea este că, o secundă că zic imediat, există programe care simulează matematica, ce pentru că un studiu de eye tracking este scump. Nu este ieftin. Costă în medie până în 200 sau puțin peste 200 de euro de testă. Și atunci să faci un test cu 10 oameni, te costă puțin. Pe de altă parte, există câteva elemente de genul matematic, cum am lucrat eu, care anticipează, bazat contrastul și alte elemente grafice din pagină, știu să prezică destul de bine care va fi traseul ochiului. Și acum ce urmează, de fapt, este din experiența mea proprie și personală. Deci acestea se numesc, eu numesc, linii de forță în design. Da? Și din experiența mea personală am zis că pleacă, întotdeauna se pleacă din ochii unei persoane. Dacă avem într-o imagine niște ochi, din ochii acelei persoane pleacă prima dată chestia. E bunica acolo care are niște ochi și credem că din ochii ei va pleca traseul de vizionare pe site. Pe această pagină, bineînțeles. Și după aia, sigur că sunt zonele mari de culoare. Poți să dai să vezi. Asta este ce am prezis eu, că va fi pe această pagină, se cheamă linii de forță în design. Da? Next urmează partea cu matematica. Așa arată un rezultat și pe eye tracking, dar asta e făcut cu un simulator de eye tracking. Da? Deci nu e studiat pe eye tracking, e matematic făcut acest calcul. Adică pui o poză și simulează cum se va, cu care va fi traseul ochiului pe această parte. Deci se calculează matematic acest lucru, nu se măsoară cu userul pe acest dispozitiv care costă 50.000 de euro. Să-l ai. Acest dispozitiv, nu softul, cât softul costă mai mult decât aparatul în sine, după cum îți imaginezi. Deci, prima sacadă, te rog, 1. Așa, 2. 3, poți să zici 4 clip. Și 5. Nu că sunt 5, că ești tu cam... Deci la 5-a sacadă ajungem cu ochiul și pe... Sigur, aceste sacade sunt foarte rapide, atenție. Adică în mai puțin de o secundă ajungem cu ochiul pe a 5-a sacadă. Nu înseamnă că stăm foarte mult. Atenție. Mă rog, nu intru acum în detalii, că nu e cazul să vorbim la eye tracking acum aici. Putem vorbi poate cu altă ocazie de așa ceva. Noi am și făcut la gală în anul 2011. La sau 10. La e-commerce. La Dupec, da. Unde, apropo, avem niște invitații pentru cei care sunt în sală. Ok, zile tu atunci, da. La Dupec, joi, pe 27 noiembrie, este Dupec Summit, nu? De dimineață începe, seara se termină cu partea de decernare a premiilor. Premiem magazinele online, cele mai bune magazine online. Și avem, zice Ionuț, niște invitații, habar avem, dar avem, ceea ce e bine că avem. Deci dăm câteva invitații, nu? Da, da. Ok, tu dai niște Da, o să aleg pe niște criterii foarte clar stabilite. Ok. Deci mituiți pe... La întâmplare. Mai am acolo o altă prezentare bună, zic eu. Deci până la finalul zilei, la lumea SEO-PPC, o să avem... O să vă dăm 5 invitații. Trebuie să stați până la 12 noapte. Asta e criteriile este cine rezistă mai mult la... Până la final. Până la urmă, să vă legem. Bun, hai să mergem mai departe un pic să vă arăt ceva. Cum?
nu știu cine vorbim. Hai să mergem mai departe. Ok. Doi. Unul e în regulă. Ăsta este un alt site, dar e în regulă, după cum ziceam. Hai să vă arăt ce am zis eu prima dată. Deci astea au fost predicțiile mele. Te rog frumos, dă-ți să facem triunghiul. Deci cam așa va arăta teoretic traseul privirii. Și să vedem acum și practic ce se întâmplă. Se întâmplă așa. 1. Apasă pe 1. 1, 2, vedeți 3, 4 și 5. Aici se mai închide și cu sigla, fiind o culoare puternică. Roșu, aceeași culoare ca și iar în coș, se închide și se realizează un triunghi destul de în regulă. Numai că ați văzut că pe a doua sacada avem deja valvă în coș, ceea ce e un pic mai bine decât ce a fost mai înainte. Hai să vedem și următorul exemplu. Ăsta e un site care mi-e drag mie, următorul exemplu. Photoshop, care este foarte bun. Până să vă zic el, deci, nu am o idee cum face, de la roșu. E de aici, aici. Efectiv, se creează, da, deci e simplu de înțeles, dar se vede neștept acolo. Nu m-am uitat, dar nu era. Ok, ok, bine. Deci cam așa arată ce se întâmplă aici și clar se întâmplă așa. Rău frumos, dai să vedem și simularea. 1, 2, 3, practic se direcționează și 5. Mai e că de două ori ajunge pe adaugă în coș. Ideea este că se direcționează privirea userului fix către adaugă în coș foarte bine. Este un exemplu de site care a fost gândit, zic eu, ok, pentru a vedea la acel buton foarte bine. Și cred că cu asta am terminat exemplul acesta. Nu vă mai zic. Ideea este că se poate face, se pot face teste de usability în diverse forme. Asta trebuie să vă dați seama cam cum stați la acest capitol. La direcționarea userului prin culoare și prin contrast. Hai să mergem mai departe un pic la ultima problemă. Ultima problemă care ia în calcul bug-ul. Bug-ul, de data adresă dată, nu este bug-ul, știți voi, este vorba despre beneficii, avantaje, caracteristici. Nu foarte multă lume, deși crede că... adică ai un produs pe care încerci să-l descrii și începi și folosești. Eu am găsit la un moment dat pe un site care vindea lingerie de pat. Au ei un sistem de... După aia m-am interesat și am aflat. Au un sistem de măsurare a densității acelui material în puncte TT sau puncte TO sau nu contează ceva. Eu habar n-aveam ce este chestia de asta. Dar există așa ceva, se măsoară... Probabil că măsoară, bagă un lac în el și vede cât de tare sau se rupe sau ceva de genul. Nu contează. Normal că am rămas siderat când îmi povesteau că are 100 și ceva de dalea, nu știu, puncte sau ceva, habar nu. Dar ideea este că întotdeauna voi înțelege însă această lejerie de pat este foarte moale, deci te simți foarte bine când găușești pe pat și simți cam o tasă și ca și adică, asta o înțeleg. Beneficiul este acesta, faptul că eu mă simt confortabil și că dorm eu noaptea. Ăsta este un beneficiu, că sunt fericit, sunt happy. Da? Avantajul acelui lingerii de pat, să zicem, este faptul că este fină ca mătasea față de alte lingerii de pat. Și caracteristica este că are, nu știu ce, puncte TT sau altceva. Așa ar trebui să vă construiți prezentările. Hai să vedem câteva exemple, ca să nu vorbim numai vorbe. Este o cerință legală, în cazul unor tipuri de produse, să ai informațiile nutriționale sau să ai conținutul ingredientelor și așa mai departe. Legea te obligă ca pe etichetă. Deci legea nu face deosebire între online și offline. Never. Ce scrie pe etichetă într-un magazin offline trebuie să fie la fel și pe online. Obligatoriu. Deci nu există chestii de genul ăsta. Dacă spune cu TVA în acolo, cu TVA să fie și pe online. Obligatoriu. Da? Deci nu aveți cum să eludați legea atunci când faceți comerț. Legea în domeniu de informare a clienților în domeniul alimentar are niște lucruri de genul. Da? Nu legea în domeniul alimentar, e noua lege pe drepturile consumatorului. Mă rog, nu contează, e în regulă. Mergem mai departe, vedem un exemplu de altă natură. Acest magazin online, care de fapt vinde turism online, îmi povestește câteva chestiuni foarte interesante. Eu m-am apropiat ca să pot să citesc un pic. Despre servicii neincluse, despre info ofertă și bine de știut, clasificarea hotelurilor dată de excursii opționale, frumoase, toți la mare.
Nu zice nimic despre acest hotel, era vorba. Club Green, Fulga Beach, de undeva, din, nu știu, probabil, de undeva, nu am văzut undeva. Dar nu mi-a explică nimic despre acel hotel. Ce știe să facă mai bine decât alt hotel, ce atracții sunt în zona, și așa mai departe, nu contează. Next. Pe de altă parte, acest magazin care vinde niște genți de pânză, sunt pictate manual, din ce am înțeles, mă ia din prima cu fire sportivă și veselă, avem pentru tine tu ce. Deci aici este o poveste atașată unui râs și este mult mai bine decât în cazurile anterioare. Next. La fel și aici avem un sac care vine rochii. Rochie lungă din voal te face să te simți deosebită la evenimentele care ești invitată. Mă rog, chestii, deci, e un pic mai bine decât dacă îi spune numai virgulă voal, virgulă tantelă, virgulă în ceva, sau adică ai fi foarte set în acea descriere. Next. Deci, nu uitați să prezentați eventual, în acea descriere comercială, o poveste, pentru că marele maestru de Nicăs nu spunea că avem o problemă cu mâna care nu spune o poveste. Mâna atinsă care nu spune o poveste, nu primește nimic. Așa este, da. Deci trebuie să spui o poveste dacă vrei. Și asta așa, sumarizăm puțin, ajungem și la cel mai bun website. Ideea este că suntem niște animale emoționale, eminamente, cumpărăm emoțional pe online și pe offline, bineînțeles. Cât ați vrea voi să ziceți că sunteți raționali, credeți-mă că acel parte din creier numită amigdala, ăla vă gestionează partea de cumpărare. Pur și simplu. Dar asta este concluzia serii, dacă îmi permiteți. Dacă nu, vă duceți și Ioan. Bine, deci asta este un preambul la prezentarea pe care o să am la Tupac. Unul din controverse legat de acest mic creier, mic, care guvernează tot ce facem noi. Pur și simplu. E o întrebare pentru Sandra. Ok, bine. Eu o să spun da. Hai să mergem la... Deci am făcut diverse chestiuni și acum o să dai așa de multe ori clip. Care este cel mai bun magazin online? Cel care are un site, un design foarte atractiv? Sau cel care este ușor de folosit? Sau cel care are un market smart? Sau cel care are o criterie de prețuri foarte bun? Sau cel care este customer oriented, să zicem una pizza? Sau cel care are cea mai mare șură de afaceri? Sau toate astea în loc. O combinare. Este acel magazin online care inovează, care are acel element numit supercalifragilistic explicalidocious, n-am cam zis. Da? Ideea este că nu e suficient. Aceste lucruri de acolo, primele negre, sunt elemente care trebuie să le avem by default. Da? Deci, by default trebuie să avem toate acele elemente de acolo. Prin și cifra de da, by default, sigur. Deci este ceva normal să le ai pe toate. Dar trebuie să faci ceva în plus, dacă vrei să-ți câștigi clientul. Bun, hai să vă arăt două exemple. Așa scurt, aveam și un video, nu am arăt. Ai, dar merge, să știi. Da? Dar nu știu, video l-am pe laptopul meu și nu l-am pus aici peste. Am uitat să-l pun. Dar, mă rog, vătăm pe YouTube chestii. Nu, nu, că nu-i video aici. Aici e doar o pagină. Dar o să vă dați seama din niște search-uri. Ai net? Dar nu funcționează. Nu funcționează nici. Păi nu că l-am pus pe flight mode. Merge pe mobil, faci flight mode și... Mă rog. Este un exemplu de magazin care vinde mobil. Acest site aici, care vedeți, care pune în vizor la produsul, altfel decât o face lumea în general. Ce faci special? Ce face acest site special este avem poza mare pe tot ecranul. Pur și simplu. Produs. Și avem cumpăr aici mic casetă. Pe lângă asta avem poză, numesc eu, imagine contextuală, adică în contextul folosirii produsului. Am o întrebare. Dacă inovația schimbă în bine și totuși ar trebui să ținem cont de comportamentul clar al consumatorului, care este abordarea corectă? Adică să ne gândim care e comportamentul, obișnuința consumatorului și ce vrea el să găsească acolo, sau să inovăm? Putem să facem o dată, asta e abordarea mai conservatoare puțin. Vezi foarte bine acest buton când ai contrastul foarte mare în jur. Ok. Credeam să spun. Deci, dacă vrei să inovezi, o poți face. Și butonul nu e negligabil. Nu contează. Okay.
Ideea este clar, asigură un contrast mare. De asta a pus acolo așa în jur. Da? Eu nu vreau să știu cărcotași, dar nu. Vreau să înțeleg un pic. Adică, oricum nu e o mare inovație. Mă aveam una mai interesantă, dar nu contează. Păi da, contează. Mă rog. Vrei să dau? Doi. Următoarea poză, tot de la ei, e vorba de așa chestie contextuală, în care avem și o... Aici este un om, o siluetă de om, care vreau seama cât de mare este acel produs. Da? Sunt mulți oameni care vând mouse, zice, mouse, sau un prezent. Și nu mi-l pun în mână ca să înțeleg cât de mare e acest prezent. Da? Nu fac o poză cu o mână. Sau nu îmi pun lângă mouse un mousepad. Sau să-mi pun ceva în care să-mi dau seama cât de mare e acel mouse. Da? Deci, se cheamă imagine contextuală. Sau gândiți-vă la roșii. N-am să-l dă de obicei exemplu de dea Andrei, că este acolo roșii. Vizi un kilogram de roșii, nu? Adică lor vinde roșii. Că putea să vină roșii ăla, nu? Dar nu ai să pui o roșie așa și atât și pui o roșie pe ecran sau pui trei roșii, poftim, nu pui una, pui trei roșii și nu ai să pui una pe tocător cu ea tăiată și cu rubână așa mici, ne zici că pici lângă ea când o vezi, nu? Dar tot nu știi și una și alta. Da? Deci asta înseamnă să faci ceva un pic altfel. Și mai sunt exemple de site-uri, de exemplu, care au catwalk, niște de clinical picker. Am luat, de exemplu, acum a făcut bani, de 5 ani, de exemplu, de la zile îl dau ca exemplu. Revin de catwalk, da? Deci așa are pozele, pe keto. Știi ce e la keto? Nu fetele, tu sigur ce e keto. Bănuiesc eu. Ok, la niște elemente la designer. Dar un ton, este la este de vreo ani de zile. Un ton, la acel loc în care se plimbă fetele și se mișcă după aia așa, după aia se mișcă invers și fiți chiar așa. E, intrați pe Twitter pică să vedeți cum abordează problema asta. Vedeți ce interesant mod de a vinde. Aici la filmele puse, dar te rog. Mă rog. Asta vă mai sugerez să te o dați o căutare după webcam social show, da? Care este făcut de Zugara. Cine a zis de Zugara, nu știu cine a zis, eu l-am auzit acolo de foarte mulți ani. Sunt magazine online care folosesc acest soft și, de exemplu, pot să probezi o pereche de ochelari în mod virtual, ochelari de soare, să zicem, da? Deci, îți printezi un marker, vii cu marker în fața unui webcam, în fața ochilor, undeva aici, se înlocuiește prin soft. E un argument realitic, ca să vedem, da? Se înlocuiește cu ochelarii, după aia îți apar ochelarii la nas, faci așa și în același timp se mișcă ochelarii cu tine, da? În momentul ăla. Poți să probezi ochelari, șerci, fuste, rochii și cea mai departe. Deci s-a dus chestia asta foarte departe, legat de, să zicem, pe fashion, da? Mă rog. Și Lach, pe exemplu, care este acolo ultimul, are o abordare suficient de ok legată de video pe produs. În loc să pună video la produs ca o poză, tot background-ul produsului este acel video. O să vedeți că n-are cum să nu vă emoționeze. Ori îl urâți, ori vă place foarte mult, dar efectul e cam același. Până la urmă. Deci este foarte emoțională abordarea lui. Nu, că video e foarte scurt, ai 2 secunde, 2 secunde, intră în loop, trebuie de genul. Deci video e foarte scurt și foarte... Nu cântă cu proiectul. Două vorbe de promovare, să zicem, deși acesta e un proiect care nu... Reclamă, putem să zicem, surf. Advertising, cine știe de Ecompedia, ce nu știe încă de Ecompedia, știe de acum. Un loc în care puteți să puneți întrebări despre comerțul online, dar nu doar, da? Se răspunde. Este o comunitate foarte activă, ca și cea de Facebook, de altfel. Cum e lumea SEO-PPC. Cum e lumea SEO-PPC. Și acolo se miște lucrurile foarte bine, de altfel. Da. Și next, dacă putem să dăm următorul slide, ca să promovăm și ultima parte, este acest program de consultanță gratuită pe care îl fac în fiecare marți, între orele 14 și 18, și la care mai găsiți locuri abia pe data de 10 februarie 2015. Da. Stau câte ore de vorbă cu fiecare și, mă rog, vorbim despre ce vreți voi. Ce vreți pregătirea dacă vreți vorbim, dar, mă rog, nu știu eu să mă ocup de... Și unde... Vine la birou, la plecam. Nu, cum ne logăm sau... Cum vă logați? În spate, nu știu dacă este link, este un calendar. Am un Eventbrite și se întâmplă lucrurile așa cum trebuie să se întâmple. Mersi pentru că m-ați ascultat. Întrebare. Din culoare.
conștiință dacă știți că a fost amendat sau, nu știu, avertizat că site-ul nu conține elementele legale, nu știu, de la adresă, de la toate chestiile care le-ați exprimat. Da. Legea spune cu ce trebuie să... Păi legea știu, dar știți din cunoștință că a venit cineva și a bătut la ușa domnului... Dar sunt controle tematice pe chestia asta, da? Da, a început pe nu, nu, nu a început, e vechi. Da, dar multe site-uri momentan... Deci, pentru a avea un comerț electronic mai bun, trebuie să reclamați. Deci, trebuie neapărat să respecti legea. Nu contează ce spune altcineva. Legea este sfântă. Asta e răspuns dacă a început să miște autoritățile și sunt... Da. Păi ne-ai văzut reclama aia de la clientul ăla care... Nu aveam nu știu ce și l-au da, asta închis, chiar închis magazinul. Da, da, da. Da. Închis, da, da. Deci, mă rog, tot ce înseamnă, pentru ajutor pe partea de legal, intrați în trusted.ro și acolo, dacă respectați acel set de criterii, veți fi la lucrurile cu legea ok. Așa, de la marca de încredere, da? Trusted. În engleză, trusted. Trusted. Să mai zic că din cauza acestei mustăți vorbesc cu stai puțin, Nu, dar vreau să ne oprim un pic, să luăm... Să-mi știu că ce-i cu mustața. Asta era și întrebarea la mult. Vreți o... Dacă poți să faci în 35 de secunde după aia... Poți să fac, dar asta să vă spun în timp. Mă gândesc că poate ai o întrebare. Salut, Virgin este numele meu. Salut, nu am înțeles exact la chestia cu triunghiul, așa, al câtelea trebuie să fie adaugă în coș sau nu. Nu există o regulă al câtelea trebuie să fie, important să fie pe traseu. Sunt multe lucruri la care acel triunghi nu se poate forma. Da? Sunt site-uri în care traseul privirii îl ocolește. Și atunci de rău. Deci, în cazul pe care eu l-am prezentat, a fost un caz destul de fericit. Sunt cazuri mai rău decât ce am văzut pe tablă, da? Ok. Asta e la că nu mi-a lăsat bine, acum păi credeți că dau invitațiile la Dupec în funcție de câte întrebări puneți? Bine. În prima dată prezentarea asta o iau în locul din școala de vară, unde am prezentat poate și poate slide-uri, într-o oră și jumătate. Și acolo am analizat toate site-urile care erau în sală. Și a fost câteva site-uri care erau la 18-a, 20-a sacară, să zic. Acolo nu e bine. Adică la 5-a, 3-a, 4-a, sigur că e bine. Da, 18, 20, deci 30. Deci ce sacada e bulina aia? Acea bulină care ochiul se mișcă așa, da. Contează foarte mult ce vinzi, la ce preț și cât de urgent este. Mai am eu o poză nouă aici, așa cu avionul. Căutați pe net, The Lift Model, al Wider Funnel. Da? Este o poză cu avionul și ai să înțelegi ce contează cel mai mult. Ai zis Wider Funnel. Wider Funnel, da. W-I-D-R-F-U-N-L. Exact. Lift, the Lift Conversion Model, da? Eu mă știu să-i văd mână. Stai să mai avem întrebări. Cum? Da. Eu vreau să le iau, de unde vicem la spenic. Mai am eu să... Mai am o întrebări. Ah, bine. Are microfon deja. Ai vorbit de UX-ul, că tu mai faci consiliere cu anumite firme. Presupun că mulți nu îl știu. Dacă ce anumite nu știu? Nu știu USP-ul lor. Așa, și vreau să... Am văzut că tu ai dat câteva exemple care se referă la transport gratuit, la ăla este un UVP mai curând decât un USP. Așa. V-am zis că poate fi dinamic și că... Dar acolo sus putem pune orice. De exemplu, dacă intrăm acum, nu știu dacă mai vechi de la F64. F64 are 9 diferențiatori și indică câte 3 sau 4 și îi rulează din cei 9 care are el undeva pe o listă mai mare. Dai click pe 1 și mergi pe net din page unde vezi pe toți. Da, să zicem. Nu, pentru că ai dat exemplu da. Transport și eu cred că ăștia sunt mai mult points of parity decât UCP. Lucrurile se schimbă. Bara aceea este cu conținut dinamic și dacă ai o campanie ca Black Friday sau o campanie ca Valentine's Day, nu să stai cu ea pe suntem cei mai buni. Da, ok, poți să spui și așa dacă vrei. La Thanos ai văzut că era mai apropiat puțin de zona de poziționare, dacă vrei, da? Pentru că, de exemplu, pe mobilă, unde e greu să livrezi mobilă în toată țara, el spunea că vine în toată țara, pentru că are un aranjament cu un curier și vin de oriunde, nu se limitează doar la București și atât, da? Atenție. Deci ăla e un diferențiator care e ok. Da? Na.
Acum e datoria ta să creezi un diferențător care e greu de copiat. Pentru că a citit și voi niște cărți în zona asta, cât de cât, cum ar fi eu, cea mai patru și alte lucruri de genul, nu? Deci, probabil că ați citit. Asta zic. Ok. Mulțumim mult, Liviu. Plăcere.